Doamnelor, domnilor, bună ziua, bun găsit la știri! Învățământ de calitate monitorizat video. Asta își dorește în acest an președintele Consiliului Județean Brăila, Gheorghe Bunea Stancu. Potrivit acestuia, trebuie făcute eforturi pentru a crește calitatea actului educațional. Iar acest lucru se poate realiza în primul rând prin profesori specialiști, nu suplinitori. Totodată, șeful Consiliului Județean a vorbit despre faptul că unitățile de învățământ trebuie monitorizate video. Iar pentru realizarea acestui deziderat, trebuie rezolvate problemele legate de proprietate și vecinătate. În același timp, Gheorghe Bunea Stancu a ținut să explice importanța realizării până la capăt a unui proiect, mai ales că multe dintre lucrurile începute de Ministerul Educației au fost lăsate între timp de izbeliște, iar penalitățile cresc de la o zi la alta alarmant. Anul 2013 va începe pentru Consiliul Județean și cu o mai mare atenție acordată învățământului brăilean. Și aici nu vorbim doar de investiții, ci și de componenta resurse umane care trebuie îmbunătățită. Problema legată de partea de clase cu profil profesional și tehnic e un lucru la care trebuie să ne reîntoarcem. Pentru că, din păcate, peste 25% din profesori au terminat Spirul Haret, nu vreau să jignesc pe nimeni, e o constatare care a făcut-o doamna ministru în ședința de ieri. Vreau să constat că calitatea cadrului didactic trebuie îndreptată într-un fel, domnul inspector școlar general. Și astăzi, în Consiliul Consultativ, unul dintre punctele cheie va fi acesta. Trebuie să avem învățători și educatori pregătiți, așa cum mi s-a promis la fostul liceu pedagogic, să fie de meserie educator și învățător și nu să avem suplinitori, că avem sute, 300 de suplinitori astăzi. Trebuie în același timp să crească calitatea orei pe care, din vedere profesional, și nu, cum îi spune la aia, pregătirea în particular, că am început să facem pregătire de la clasa 1. Probabil că e și asta un sistem. Dacă învățământul, dacă guvernul ar aloca 6% din PIB, așa cum este o normalitate din punctul meu de vedere, pentru învățământ, probabil că și salariile ar fi altele și condițiile ar fi altele. Ideea mai veche lansată de președintele Consiliului Județean privind monitorizarea video în școli a fost reluată și este de asemenea avută în vedere. Astăzi avem, facem iar o experiență pe Ministerul Educației, ca să nu spun altfel. L-am împărțit în două, avem multe. Vom vedea ce va ieși. În legătură cu camerele video și cu monitorizarea, vreau să avem până la aprobarea bugetului domnul Avram o cifră. Asta înseamnă că trebuie să vă mișcați. E în evaluare, dar nu știi tu la care, câte licee vor ei să pună și la care, dacă nu vor la niciunul să facă mentenanță. Degeaba evaluezi. Deci trebuie să ne spună ei, cei care sunt proprietarii clădirilor. Că se pare că există o concurență între cine dă bani și cine nu știu ce să facă. Nu cred că astfel de practici aduce ceva bun învățământului. Eu nu cred. Și am acceptat să mă implic alături de dumneavoastră pentru a încerca să avem o direcție și pentru a pune, prin votul consilierilor județeni, bani la dispoziție pentru dotarea liceului agricol și nu numai liceului agricol. Că liceul agricol se leagă de liceul economic, cum am discutat, că ceea ce se produce acolo va putea fi continuat mai departe, că trebuie să facem pentru cei de la țară, cum le spune, spații de locuit, internate, cămine, campusuri și așa mai departe. Le-am început pe toate și n-am terminat niciunul. Nici unul nu avem. La liceu pedagogic sunt 100 de locuri care sunt impracticabile, la liceu agricol sunt 200 de locuri care sunt impracticabile, la Ianca, la Însurăție și unde mai vreți dumneavoastră. Toate sunt începute, Ministerul Educației având datorii de 1,3 miliarde de RON, între care foarte mulți sunt penalități. Ceea ce noi la Brăila aici nu prea a dat nimeni în judecată inspectoratul, majoritatea au dat inspectoratele în judecată, au câștigat în instanță, pentru că este o practică, și au dublat, a triplat suma. Și acum se încearcă în prima parte a anului 2013 de a se plătea această sumă, ceea ce nu cred că vor reuși să facă. 1.300 de miliarde înseamnă 13.000 de miliarde bani vechi.
Sunt o grămadă de bani. Dacă împărțiți 1,3 miliarde la 4,5, să vedeți cât vă dă în euro. Deci, întorcându-ne la supraveghere și la monitorizare, suntem de acord să facem treaba asta, dar în condiții controlate și să aibă finalitate. Declarațiile au fost făcute de șeful Consiliului Județean Brăila la ultima ședință de la finele anului 2012. Consilierii locali municipale au aprobat la ultima ședință ordinară din decembrie 2012 lista proiectelor individuale din Planul Integrat de Dezvoltare Urbană al municipiului Brăila. Consilierul din partea PNG, Ionel Alexandru, a venit cu o propunere introducerea tot aici a proiectului legat de Unda Verde pe Călăraș, proiect care deja a intrat în atenția autorităților. Care sunt proiectele ce fac parte din lista aprobată de consilieri? Aflați din materialul următor. Consilierii locali municipale au aprobat proiectul care viza modificarea hotărârii de Consiliul Local Municipal privind reactualizarea listei de proiecte individuale din Planul Integrat de Dezvoltare Urbană al municipiului Brăila, nu înainte însă ca unul dintre aceștia să aibă o intervenție și o sugestie. Deoarece în anexa respectivă, la prima poziție se află Calea Călărașilor, pe care știți foarte bine că a fost finalizat, dar mai sunt unele lucruri de adăugat acolo. Știți că acum două ședințe am ridicat problema introducerii undei verzi. Informez Consiliul, domnul primar știe deja, că în data de 26 noiembrie, împreună cu domnul arhitect șef al municipiului Brăila, cu domnul general Jipa și cu șeful poliției rutiere, s-a desfășurat la primărie o discuție împreună cu domnul Eugen Enescu, șeful proiectelor de monitorizare, trafic și reglare automată, cel care a introdus acest sistem în București, și urmează ca această discuție să fie continuată pe data de 15 ianuarie pentru introducerea acestui sistem și pe Bulevardul Călăraș, în Brăila, ca prima fază. De aceea aș vrea ca să avem în vedere, atunci când vom analiza bugetul, pentru a nu sări cumva și acest proiect. Lista cuprinde 16 proiecte: reabilitarea căii Călărașilor, reabilitare platou pietonal din Piața Independenței, reabilitare și modernizare Calea Galați, realizarea zonei de promenadă cuprinsă între Calea Călărașilor și Faleza Dunării, sistem de supraveghere video, reabilitare casă goangă, reabilitare și extindere cămin persoane vârstnice de pe strada Zambilelor, restaurare și consolidare Teatrul Maria Filotii, reabilitare și modernizare Parc Monument, amenajare spațiu verde și alei pietonale pe Faleza Dunării, reabilitare castel de apă, realizarea infrastructurii rutiere municipiu, renovare imobil din strada Râmnicu Sărat numărul 115 pentru amenajare de locuințe sociale, extindere centru multifuncțional din Lacul Dulce, renovare imobil din strada Ancorei pentru locuințe sociale și realizarea centrului comunitar Bunici și Nepoți pe strada Anghel Salini numărul 17. Cu prilejul sărbătoririi botezului Domnului pe data de 6 ianuarie, Primăria Municipiului Brăila, Arhiepiscopia Dunării de Jos Galați și Protoieria Brăila organizează o serie de manifestări dedicate acestui important eveniment pentru întreaga lume creștină. Brăilenii care doresc să participe la tradiționalul ceremonial al recuperării crucii din apele fluviului Dunărea se pot înscrie până pe 5 ianuarie la ora 12 la sediul Primăriei Brăila, camera 34. Persoană de contact Traian Doru, telefon 0239-694-947, interior 229 sau 0720-469-393, prezentând obligatoriu certificatul medical cu analizele actualizate EKG-ul. Cam fiecare an, pe 6 ianuarie, dimineața la ora 8:30, la catedrală, începe slujba de bobotează, care ține până în jurul orei 10:30, pentru ca mai apoi să înceapă procesiunea către Faleza Dunării pe traseul Bariera Călărașilor, Calea Călărașilor, Parcarea Primăriei Municipiului Brăila, scena de la Faleza Dunării. În intervalul 11:00 și 15:12, pe scena de pe Faleza Dunării, este programată a se desfășura slujba oficiată de înalt preasfinția sa, dr. Casian Crăciun, Arhiepiscopul Dunării de Jos, împreună cu un sobor de preoți, iar la ora 12 va fi momentul aruncării și prinderii crucii în Dunăre.
Sandro și Cic tu Cic sunt cele două spectacole pe care vi le propunem în acest weekend la Teatru Maria Filotii. Sâmbătă 5 ianuarie, la ora 18, în sala studio se joacă spectacolul Sandros, iar duminică 6 ianuarie, tot la ora 18 și tot la sala studio Cic tu Cic. Fiecare spectacol în parte va avea invitați de seamă, membrii Comisiei Uniter, care se vor afla în sală și vor viziona piesele în vederea nominalizărilor premiilor Uniter, acordate pentru cele mai bune producții ale anului 2012. Spectacolele Cic tu Cic și Sandros sunt premierele actualei stagiuni și au fost prezentate în deschiderea festivalului Zile și Nopți de Teatru la Brăila, ediția 2012. Teatrul Maria Filotii a mai fost prezent în ultimii ani în cadrul galei Uniter cu spectacolul Pierre Gint, după piesa lui Henrik Ibsen. Originalitatea montării i-a adus regizorului Vlad Cristache nominalizarea la prestigioasele premii Uniter, secțiunea debut în anul 2011. Spectacolul Cic tu Cic are regie artistică semnată de Alexandra Popescu, iar scenografia aparține lui Cristian Popescu. Din distribuție fac parte Liliana Ghiță, Dorin Zachei, Silvia Taric, Emilia Mocanu, Emilian Oprea, Monica Ivașcu-Zugravu, Cătălina Nedelea, Claudia Bratu, Corina Borș. Spectacolul Sandros are regie artistică semnată de brăilanul Sorin Militaru. Scenografia aparține lui Mihai Păcurar, iar muzica este creația lui Vlaicu Golcea. Din distribuție fac parte Liliana Ghiță, Silvia Taric, Cristina Drăghici, Lăcrămioara Moscaliuc, Emilia Mocanu, Claudia Bratu, Mihela Trofimov și Dorin Zachei. Conferința structurilor sportive brăilene reprezintă o întrunire publică de reprezentare a intereselor structurilor sportive brăilene de drept public și privat, care își desfășoară activitatea în domeniul sportului de performanță și înaltă performanță în județul Brăila. În urma desfășurării conferinței, structurile sportive prezente și-au susținut puncte de vedere proprii privind problemele cu care se confruntă acest domeniu de activitate și îmbunătățirea nivelului de performanță sportivă la nivel de județ. Reprezentanții structurilor sportive prezente la conferință au căzut de comun acord asupra necesității semnalării problemelor comune, dar și a unor soluții pentru îmbunătățirea activității sportive, aducându-le în atenția autorităților, instituțiilor responsabile cu susținerea activităților sportive la nivel local și național, dar și a opiniei publice. Amănunte în materialul următor. La finalul anului 2012 a avut loc conferința structurilor sportive brăilene, un eveniment amplu, un târg de prezentare foarte bine așezat al structurilor sportive brăilene. Au fost prezente 18 structuri sportive din Brăila. Ei bine, acest eveniment s-a finalizat cu o discuție și, în principal, cu o rezoluție în care au fost prezentate cele mai importante probleme cu care se confruntă aceste structuri sportive din Brăila. Problema principală prezentată în cadrul conferinței structurilor sportive brăilene a fost reprezentată de nevoia îmbunătățirii accesului la bazele sportive din sistemul educațional brăilean, adică acele săli de sport construite după anul 2003. În opinia unor structuri sportive, acesta consideră că Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Brăila ar trebui să dispună de o astfel de sală de sport pe care să o administreze și să o pună la dispoziția structurilor din Brăila la tarife mult mai accesibile decât se întâmplă la momentul actual. Asta, bineînțeles, în vederea unei mai bune pregătiri în sportul de performanță. La momentul actual, sălile de sport din școli nu sunt în totalitate accesibile, au susținut unele dintre aceste structuri sportive, și nu sunt accesibile și în weekend, iar antrenamentele de pregătire, în mod normal, nu se pot desfășura și sâmbătă și duminica. Tot legat de acest subiect, a mai fost sugerată o soluție care ține de organizarea la nivel local a unei structuri administrative care să aibă în grijă toate bazele din domeniul public al statului. O altă problemă vehiculată de structurile sportive a fost aceea că nu există condiții suficient de bune pentru dezvoltarea sportului de masă. Sport de masă care reprezintă, să spunem, baza de pornire în procesul de selecție, sportul de performanță, pentru toate ramurile. Structurile sportive cred că la nivel local ar trebui să existe mai multe spații destinate practicării sportului de masă. Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Brăila a propus în cadrul conferinței ca în
toate spațiile neutilizate din municipiu sau în acele locuri de joacă, dintre blocuri, din parcuri sau în alte zone de agrement, să se monteze panouri de basket și alte facilități sportive la care să aibă acces liber copiii și tinerii. Tot în cadrul conferinței s-a cerut o deschidere mai bună din partea administrației publice locale pentru acordarea de finanțări către structurile sportive brăilene, astfel încât să aibă acces la fonduri publice cât mai multe dintre acestea. Au mai fost prezentate și alte probleme legate de legiferarea anumitor aspecte din sportul de performanță, precum inconveniente apărute la transferul jucătorilor, finanțarea învățământului vocațional sportiv, pentru că există diferențe, comparativ liceul din Brăila, liceul cu program sportiv din Brăila, are în administrare două bazine de not, ceea ce înseamnă sume mult mai mari decât un alt liceu din altă localitate. Și prin urmare, finanțarea per capita, de la momentul actual, nu este o formă echitabilă de a susține aceste licee. De asemenea, o altă problemă ridicată în cadrul conferinței tot de către structurile sportive brăilene a fost și aceea referitoare la modul de recompensare a copiilor și juniorilor angrenați în sportul de performanță, având în vedere că la momentul actual structurile sportive, cluburile trec prin momente dificile, deoarece recesiunea economică a afectat și acest domeniu. Noi am făcut public această rezoluție, o puteți consulta pe website-ul nostru, la adresa de internet www.dtsj.brăila.net sau pe Facebook la adresa Sport și Tineret Brăila. Participanții la conferința structurilor sportive brăilene au apreciat ca pozitivă organizarea de către Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Brăila a unui astfel de eveniment, care a cuprins atât standuri de prezentare și promovare a cluburilor și asociațiilor sportive, precum și un cadru de dezbatere a problemelor din sport. Acest eveniment trebuie organizat mai des pentru a promova mai intens structurile sportive de drept privat din județul Brăila. Doamnelor, domnilor, punem punct aici știrilor Mega TV. Ne revedem luni la o nouă ediție. Până atunci, nu uitați, ne puteți regăsi pe internet pe www.brăila.tv. Weekend excelent tuturor!